Cum sunt aduși copiii pe lume? În tărâmul zânelor magice există un festival anual. Familiile care își doresc copii vin în această zi la arborele sacru și acolo adună ouă pentru a le îngriji casa. Anul acesta, regele și regina au participat ca unul dintre cuplurile doritoare. Sute de ouă colorate s-au arătat umplându-le inimile de emoții. Privirea reginei era însă fixată pe un singur ou simplu, aparent uitat într-un colț îndepărtat. Singurătatea acestui ou au atins inimile reginei și a regelui. Au decis să-l aleagă. Te-ai hotărât să-l alegi pe acest micuț? Să mergem acasă împreună! Dacă nu apăreau complicații, 3 luni mai târziu ei urmau să aibă o prințesă sau un prinț fluture alb frumos. Cum urma să fie aspectul acestui fluture? Abonează-te la WOA Fairy Tales pentru a afla! Cu toate acestea, familia regală nu a anticipat că din acel ou va apărea o zână păianjen în loc de o zână fluture. Tati, mami? După ce au depășit șocul inițial, regele și regina au ales totuși să-și iubească fiica păianjen. Oh, micuță Nomi, indiferent ce ai fi, noi te vom iubi mereu. Dar bunica lui Normi avea o viziune diferită. Ea era exigentă și prețuia regalitatea mai presus de orice. Motiv pentru care nu i-a arătat nicio afecțiune. Trăind în mijlocul unui roi frumos de fluturi, în ciuda eforturilor constante ale părinților ei de a o liniști, Nomi, o străină, avea în continuare momente de singurătate. Odată cu trecerea timpului, dragostea regelui și a reginei trebuia să fie oferită unui alt copil, în următoarea zi a primirii copilului. De această dată, regele și regina au primit o adevărată zână fluture, Adela, sora mai mică a lui Nomi. Spre deosebire de blânda și timida Nomi, Adela era răutăcioasă și plină de energie. Adela o tachina adesea pe sora ei mai mare, ascultând zvonurile pe care le auzea. Adela, nu ar trebui să te comporți așa! Copiii se mai tachinează între ei, ce rău face! Nu o face pe frumoasa noastră Adela să se teamă! Pe măsură ce anii au trecut, cele două fete au crescut. Personalitățile lor diferite au devenit și mai evidente. Ești într-adevăr nepoata mea. Dacă sora ta mai mare ar avea jumătate din veselia ta, mi-ar liniști inima. Dacă o voi imita pe Adela, părinții și bunica mă vor iubi așa cum o iubesc pe ea? Însă această variantă părea exagerată, deoarece Adela se înroșea de rușine ori de câte ori Nomi încerca să se împrietenească cu ea. În încercarea de a o imita pe Adela, Nomi a avut un accident care a transformat-o într-un subiect de batjocoră pentru semenii lor. În ciuda acestui lucru, Nomi tot o iubea și o admira pe Adela. Odată, Nomi a făcut instinctiv o pânză pentru a o prinde pe Adela înainte de a cădea în timpul unui spectacol. E o pânză de păianjen! Prințesa Nomi a împușcat cu pânza de păianjen! De atunci, Nomi a devenit o ciudată printre zâne, fiind evitată de toți. Fiind în mod natural introvertită, Nomi s-a izolat și mai mult. Totuși, acest lucru i-a oferit libertatea de a fi ea însăși. În zilele ei singuratice, Nomi și-a descoperit dragostea pentru cusut. De atunci, modelele lui Nomi au devenit faimoase, de la rochii de mătase la accesorii. Nici măcar Adela nu putea nega talentul surorii ei. Incredibil! Această zână păianjen creează rochii atât de frumoase! Exact! Dacă n-ar fi fost păianjen, s-ar fi putut juca cu noi! Admirația lor era îndreptată către creațiile lui Nomi și nu asupra persoanei ei. Dar într-o zi, clanul zânelor fluturi a avut un invitat special. Nu vreau să vă fac rău, eu sunt mama lui Nomi. Minciuni! Cum puteai să o pierzi? Nomi este fiica noastră, o prințesă fluture. N-am vrut să se întâmple asta. E vina mea. Am pierdut-o dintr-un accident în acel an. În toți acești ani am suferit. Mi-am pierdut somnul și pofta de mâncare, sperând să o găsesc din nou. Chiar și așa, adevărul e că Nomi a devenit o prințesă fluture. Având atâtea tensiuni între clanurile noastre, ar fi mai bine pentru tine să pleci. Dar a fost vreodată fericită aici? Sau a fost doar o străină pentru voi? Dragi părinți, are dreptate. Eu nu sunt o zână fluture. Mai bine plec. Și așa, odată cu decizia lui Nomi, după marele festival de primăvară, ea urma să se întoarcă în ținutul păianjenilor împreună cu mama ei biologică. În ultimele ei zile, printre zânele fluturi, Nomi a simțit dragostea și grija tuturor. Până și bunica ei, care întotdeauna a displăcut-o și a considerat-o străină, era ceva mai puțin rece față de ea. Până când un eveniment înfiorător le-a zdruncinat lumea. Peste noapte, toate florile de primăvară pe care clanul fluturilor le hrănea au fost distruse. Păianjenul a făcut asta! Nu, n-am fost eu! Tată, mamă, vă rog să mă credeți! Are dreptate, trebuie să fie o neînțelegere! Însă Nomi nu s-a putut apăra atunci când o zână s-a ridicat și a acuzat-o că a distrus florile în noaptea precedentă. Vă rog, lăsați-mă să-i ajut să rezolve consecințele! Nu complica lucrurile! Fiind singură în acea noapte, Nomi a izbucnit în plâns. Totuși, Nomi nu-și putea explica cum și-a întâlnit mama în secret în acea noapte. Mama ei, regina păianjenilor, dacă venea fără permisiune, ar fi izbucnit un război între clanuri. Apoi a sosit o scrisoare de la mama ei, care descria un plan prin care numele lui Nomi putea să fie curățat, aruncând vina asupra Adelei, zâna mândră care a tachinat-o. Ziua festivalului final a sosit. Adela a insistat să poarte rochia pe care Nomi o pregătise pentru spectacolul ei. Regina păianjen a chicotit, deoarece planul ei se apropia de final. Bravo, draga mea! Așteptăm până va începe să cânte. Armata mea care aduce ploaia se va activa. Rochia ei țesută din mătase unică se va uda, eliberând vapori toxici care vor distruge totul, nu-i așa? Ce? Picăturile de ploaie au făcut rochia Adelei doar să emane o strălucire radiantă de curcubeu, atrăgând albinele care au ajutat florile să înflorească. A venit primăvara! Totul este datorită lui Nomi. Nomi n-a urmat niciodată planul mamei ei. În acea noapte, Adela a venit în camera ei și și-a mărturisit încrederea în sora ei. Adela-i fusese întotdeauna recunoscătoare lui Nomi pentru că a salvat-o, dar nu-i spusese asta din cauza propriilor nesiguranțe. Ele au conceput împreună un plan pentru a contracara regina păianjen, asigurând în același timp și succesul festivalului. Cum îndrăznești? Eu sunt mama ta adevărată! În momentele în care aveam cea mai mare nevoie de tine, tu unde erai? Mi-am dat seama de toate, tu doar mă folosești! Dar familia fluturilor a avut mereu grijă de mine, deși nu a fost întotdeauna ușor. Vrei să o vizitezi pe Nomi? Ia asta cu tine! E mâncarea preferată a lui Nomi! Într-adevăr, Nomi a rămas o persoană importantă al clanului fluturilor. Ce e în neregulă în a fi un păianjen? Ea e bună, mult mai bună decât voi toți! Dă-i asta înapoi! Poate că n-ar fi trebuit să te arunc în clanul fluturilor, ești inutilă! Dându-și seama că nu mai putea depinde de Nomi, regina păianjen a dat un semnal prin care armata ei a apărut. Nomi, curajoasă, și-a ajutat părinții să se apere împotriva armatei de păianjen. În fața pericolului, părinții fluturi au fost alături de Nomi. Însă în timpul unui atac neașteptat al reginei păianjen, Adela a fost doborâtă în timp ce încerca să-și salveze sora. Soră, îmi pare rău! Mă bucur că sunt sora ta! Răufăcătoarea a fost pedepsită și, deși prințesa Adela nu putea fi martoră, corpul ei frumos nu s-a dizolvat, ci s-a transformat într-un frumos ou de curcubeu. Nomi, cu ajutorul rochei curcubeu pe care a țesut-o, a protejat sufletul Adelei de veninul păianjenului, permițându-i reînvierea. Să mergem acasă împreună! În zilele de dinaintea întoarcerii Adelei, Nomi a fost primită și acceptată ca o salvatoare de către clanul Fluturilor. Folosindu-și puterile, ea a creat nenumărate rochii frumoase și a sporit productivitatea comunității de fluturi. Și astfel le-a fost țesut un final fericit pentru totdeauna. Eu sunt un monstru și de fiecare dată când e lună plină, mi se întâmplă ceva îngrozitor. Mă transform într-un om. Da, ați auzit bine, nu ați auzit greșit. Abonați-vă la WOA Fairy Tales pentru a afla povestea. Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost dușmani eterni ai monștrilor. Strămoșii oamenilor vânau monștrii pentru a obține obiecte prețioase, crezând că aceste obiecte ar putea vindeca toate bolile și le vor oferi puteri extraordinare. În ochii monștrilor, oamenii erau o specie prefăcută și ticăloasă. După secole întregi de luptă, monștrii au fost învinși de oameni. Într-un final, au fost nevoiți să se ascundă, ca nimeni să nu mai vadă niciun monstru. Aria este un metis, tatăl ei este un monstru caracatiță, iar mama ei era un om. Când s-a născut, mama ei a murit din cauza unei boli și a fost crescută de tatăl ei. Cu toate acestea, fiind un metis, ea se transforma într-un om atunci când era lună plină și trebuia să stea izolată. Acest lucru o făcea foarte conștientă de sine și disprețuia partea umană din ea însăși. Deși nimeni nu știa că era un metis, Aria a fost alungată de clanul caracatițelor din cauza aspectului ei neobișnuit. Nu avea prieteni și trăia în singurătate. Când a împlinit 18 ani, conform legii societății, toți monștrii trebuiau să se înscrie la Colegiul Elementar al Monștrilor. Mâine vei începe școala. Încearcă să te împrietenești cu alți monștri, dar să nu-ți dezvălui niciodată identitatea, bine? Da, tată. Ești gata, draga mea? Oh, vai, trebuie să merg așa la școală? Da, e prima zi. Trebuie să fie ceva măreț. Din neatenție, Aria a udat cel mai faimos trio al colegiului: Selena, Zara și Laila. Selena, cunoscută pentru sensibilitatea ei și antipatia față de murdărie, s-a enervat foarte tare. Hei, fetițo, îți bați joc de mine? Îmi pare rău. Din moment ce ai un singur ochi, încearcă să mai și privești cu el, ok? Încetează, Selena, și-a cerut scuze deja. Haideți! După câteva zile de acomodare în colegiu, Aria a înțeles care era misiunea Colegiului Elementar al Monștrilor, aceea de a învăța pe monștri cum să-și folosească puterile pentru a se proteja de oameni, și a reamintit că trebuia să dea tot ce poate. Astăzi este ziua testării abilităților voastre. Arătați-vă puterea pentru a fi clasificați. Pentru a funcționa puterile, trebuie să vă concentrați și să aveți încredere absolută în propriile abilități. Ei bine, la ce vă așteptați? E o nimica toată! Uitați-vă la asta, puterea unei furtuni de nisip! Să nu crezi că mă poți ataca ușor. Puterea sângelui, activează-te! Excelentă! Apoi a venit rândul Ariei. Cu stângăcie a încercat să folosească o vrajă de atac. Din cauza lipsei de încredere în abilitățile ei, vraja de apă a Ariei a fost evitată cu ușurință de monstrul șarpe. Da, ajută-mă, maestre! E foarte rău. Ai grijă, s-ar putea să te transformi în piatră. Nu, maestre! Vai, ce mizerie! Ascultați, Selena, Laila și Zara, sunteți în clasa S, în timp ce Aria mi-a depășit toleranța în clasa EF. Selena a fost surprinsă de Aria, o persoană aparent slabă și stângace s-a dovedit a fi foarte bună la suflet. Se pare că încă nu te-ai obișnuit să-ți folosești puterile, nu-i așa? Da, încă sunt foarte slabă. Dă-ți timp pentru a te îmbunătăți. Organizez o petrecere în seara asta, vrei să vii? Petrecerea avea loc în castelul fastuos al clanului vampirilor. Dar când a ajuns, toată lumea a privit-o pe Aria, un monstru de rang mic, cu o înfățișare neplăcută și au râs de ea, fără să se apropie să-i vorbească. Aria și-a plecat capul, fiind tristă și nesigură în privința ei. Toate privirile erau ațintite asupra trioului de fete, iar Selena se remarca cel mai tare. De ce sunt atât de urâtă? Nu voi fi niciodată ca ele, nu? Aria a fugit de la petrecere pentru că nu mai putea suporta rușinea. Ah, doare atât de tare! Ce fel de magie neagră este asta? Pe frunte avea simbolul unei caracatițe, atrăgându-i atenția Ariei și a amintit de originile ei din caracatițe. Deodată au apărut Selena, Laila și Zara. Atunci Selena și-a dezvăluit planul întunecat de răzbunare. Selena folosise magia întunecată din vechea carte de vrăji a clanului vampirilor pentru a invoca acest demon. O, vai, e înfiorător, Selena! Ai înnebunit? Ai devenit un demon, dar ție ți-e teamă de demoni? Puterea acestui demon va transforma oamenii în monștri. De acum înainte nu va mai trebui să ne ascundem. Noi vom domina lumea. Dar deocamdată nu știu cum să-l trezesc. Îl vom ține aici pentru un moment. Dar de ce trebuie să facem asta? Am văzut cu ochii mei cum oamenii au vânat-o și au ucis-o pe mama mea. Atunci am jurat că voi elimina oamenii din această lume și o voi răzbuna pe mama mea. Haide cu noi! Acel monstru trebuie să fie conectat la originele caracatițelor. Aria disprețuise din totdeauna partea umană din ea însăși. Voia să o șteargă, să elimine oamenii din lume. Așa că a acceptat. De când s-a alăturat grupului, Aria a început să se piardă. A încercat să țină pasul cu fetele, deși mâncarea monștrilor din colegiu îi se părea revoltătoare, Aria s-a forțat să o mănânce, prefăcându-se că e delicioasă. Aria a început chiar și să colecteze artefacte pentru a semăna cu Laila. Dormea 12 ore pe zi, ca Zara. Și-a schimbat aspectul și se comporta urât, ca Selena. Prietenia dintre ele a început să devină mai strânsă datorită experiențelor vesele. Era prima dată când Aria se simțea acceptată. În plus, Aria mergea adesea la bibliotecă, căutând cum să trezească demonul din lumea de jos. Aria aflase că îl putea trezi doar cu ajutorul unei pietre legendare al clanului caracatițelor. Cu câteva sute de ani în urmă, piatra a fost creată de vrăjitori și a fost trimisă către familia regală, dar a căzut accidental în mare. De atunci, clanul caracatițelor o deținea. Piatra putea fi activată doar în timpul lunii pline. Aria a părăsit școala și s-a scufundat pe ascuns în adâncul mării pentru a lua piatra mării înapoi. Te rog, folosește această piatră pentru a trezi demonul când va fi lună plină. Eu nu voi putea participa, sunt rănită. Oh, ești bine? Da, sunt bine. Mergeți voi, fetelor? Cum aș putea să fac asta dacă sunt blestemată să fiu om în timpul lunii pline? Dar e în regulă, încă o zi și atât. În noaptea cu lună plină, Aria s-a transformat într-adevăr într-un om. Trebuia să scape cât mai repede de rușinea aceea. E îngrozitor! Mă urăsc! Au! Ești bine? Sunt bine, doar stai departe. El a crezut că era în vizită și a dus-o în sat. Ajunși în sat, au văzut că oamenii aruncau cu roșii unii în ceilalți. Observându-i curiozitatea, el a explicat că era festivalul aruncării roșilor, un ritual special în care localnicii se roagă pentru o recoltă rodnică în noul an. Aria era dezgustată, dar văzând entuziasmul oamenilor, s-a relaxat imediat și li s-a alăturat. Apoi a vizitat un muzeu și a aflat că vânătoarea de monștri a fost interzisă acum mult timp. Vânătorii au fost pedepsiți pe măsură. Planul Selenei era o greșeală. Oamenii se schimbaseră și nu meritau să fie eliminați. Dar era prea târziu. Cele trei fete invocaseră deja demonul. El a atacat satul și a transformat toți sătenii în creaturi hidoase. Aria s-a întors la colegiu îngrozită. Am reușit! Acum oamenii se vor confrunta cu distrugerea. Nu! Selena, demonul s-a întors! A scăpat de sub control! Aveți grijă, s-ar putea să ne atace! Oh, e atât de frustrant! Dar era prea puternic pentru cele trei fete. Au început să se simtă vinovate pentru ceea ce provocaseră. Demonul avea să distrugă totul. Fetelor, rămâneți calme, ne vom lupta împreună! Aria? Tu ești? Ce se întâmplă? Da, sunt un hibrid între oameni și monștri. Puteți să mă învinovățiți sau să râdeți de mine, nu contează. Acum nimic altceva nu mai contează. Vreau doar să vă salvez pe toți. Cele trei fete monștri au fost șocate când au aflat că vechea lor prietenă era de fapt un hibrid. Dar înainte să o poată întreba ceva, trebuiau să țină demonul ocupat. Serios? Am obosit, Aria! Deoarece piatra legendară aparținea oamenilor, doar cei cu trăsături umane puteau să o scoată din demon. Haideți cu toții! De îndată ce piatra a fost scoasă, demonul a dispărut și toate ființele vrăjite s-au transformat înapoi în oameni. Haosul a fost rezolvat. Aria a făcut un pas în față și a povestit totul. Cum oamenii au interzis vânătoarea de monștri acum multă vreme. Aria, de când te-am cunoscut, viața a devenit haotică. Dar mi-ai oferit o prietenie adevărată. Așa este, acum înțelegem. De acum, oamenii și monștrii vor trăi împreună în pace. De atunci, Aria nu-și mai nega latura umană din interiorul ei. Ea trăia liberă și fidelă propriei persoane, gata să facă ceea ce iubea. Monștrii și oamenii au semnat un tratat de pace. Colegiul Elementar al Monștrilor și-a schimbat regulile și a primit și studenți hibrizi. Iar acum scrieți-vă gândurile în comentarii. A fost odată ca niciodată o tânără fecioară frumoasă ce s-a oferit în mod voluntar să devină o ofrandă pentru zeul mării. O așteptau valurile înverșunate și secretele întunecate ale maleficului rege al mării. Ce s-a întâmplat? Evelyn este o războinică pașnică. Ea are misiunea de a îmblânzi puterile întunecate ce locuiesc peste tot. Pentru a-i proteja pe cei slabi și vulnerabili. Când a ajuns în regatul Clatus, a aflat povestea prințului pește Eric, un trădător disprețuit de întreg poporul oamenilor. Poporul peștilor și regatul Clatus trăiseră în armonie. Ambele s-au ajutat reciproc să evolueze și să prospere. Fiecare popor deținea o piatră prețioasă. Una reprezenta supraviețuirea din adâncimea oceanului, iar cealaltă simboliza puterea intelectuală a omenirii. În dorința sa de a deține ambele puteri, Eric a furat piatra divină a prințului regatului Clatus. Apoi le-a interzis fără milă oamenilor să se aventureze în apropierea mării. Pentru a trăi în pace, Clatus trebuia să-i ofere în fiecare an câte o fată frumoasă. Sacrificiul anual îi cauza poporului o mare frică. De această dată vreau să fiu eu ofranda! Și astfel, zeița păcii a îmbrăcat o rochie frumoasă de mireasă. Condusă de poporul divin și de rege, Evelyn s-a cufundat într-un somn adânc. Când s-a trezit, se afla în adâncul întunecat al oceanului. Tu cine ești? Te rog, cruță-mă! Tatăl meu este un pește în această mare, iar mama este unul dintre oamenii divini din Clatus. Eu sunt un hibrid. Oamenii nu mai au nevoie de mine. În timp ce discutau, Evelyn și Eric au auzit un sunet puternic. Este cornul navei din Clatus! Unde sunt copiii? Suntem în pericol! Nu departe de nava care se pregătea să-și arunce mrejele, doi pești tineri se jucau fără griji. Uite, e ceva ciudat aici! Din fericire, Eric și Evelyn au apărut la timp și i-au salvat pe copii de la marele pericol. Regele mării a ieșit furios din apă, strigând zgomotos. Nava s-a legănat și s-a îndepărtat iute. Ce v-am spus eu vouă? Stați departe de mare! Tu, monstrule! Totul a început bine. Evelyn a făcut cunoștință cu Mia, o fată orfană deșteaptă care își pierduse ambii părinți. Datorită Miei, Evelyn a aflat misterele încântătoarei lumii subacvatice. Eric este urât și fioros. De ce te-ai căsătorit cu el, Evelyn? Într-adevăr, e un om rău. Eric doar strigă și țipă, nu face rău nimănui, nu e o persoană rea? Ai dreptate, data trecută nu le-a făcut rău pescarilor care te-au prins, doar i-a alungat de pe mare. De ce a făcut asta? Are vreo legătură cu fetele? Trebuie să le găsim de îndată! Evelyn, haide! Mia? Mia, unde ești? Mia! Dă-mi drumul! Lasă-mă! Haide, eliberează-o! O cauți pe Mia, nu? S-a dus să se joace cu grupul de pești. Fetița asta a plecat fără să-și ia la revedere. Hei, unde mergi? Lasă-mă să vin cu tine! Evelyn l-a urmat pe Eric până la o peșteră luminată de pe fundul oceanului. Ce frumos! La peștera luminii, Eric a prezentat-o pe Evelyn unui monstru marin greu de abordat, numit Ganner. Contrar așteptărilor regelui mării, Evelyn l-a îmblânzit ușor și repede. Încet, mai încet, Ganner! Eric și Ganner au dus-o pe Evelyn să cunoască mulți prieteni noi. Nu putea să rețină toate creaturile marine stranii pe care le întâlnise. Caracatițe transparente, pești vorbitori, meduze foarte colorate. Dar ținea minte un lucru: toți îl iubeau pe Eric. El nu era atât de crud pe cât auzise ea. Mireasa regelui mării! Mireasa regelui mării! Așa este. Dar miresele care au fost sacrificate? Evelyn, nu ai voie să le uiți! După câteva zile în care a tras cu urechea, ea a găsit în sfârșit un indiciu când l-a urmărit pe Eric pe o insulă. Așadar le ține captive aici. Evelyn se simțea complet dezamăgită. În acea noapte, ea a urcat să-l informeze pe Jake. Evelyn nu se aștepta ca misiunea de salvare să meargă atât de repede. Mia era pe cale să-și sărbătorească cea de-a 10-a aniversare și își dorea să primească o piatră prețioasă rară. Vreau un safir mov, ține minte asta, te rog! Safirul roze și el foarte frumos, Mia. După cum se aștepta, după ce a aflat locația pietrei de la Evelyn, Eric a urcat la suprafață. În cele din urmă a găsit piatra prețioasă rară. Nu ne-am mai văzut de mult. Salutare, maestatea voastră a mării. În mod neașteptat, Evelyn a reușit să facă asta. În acel moment, Eric și-a dat seama că a căzut într-o capcană. În același timp, Evelyn a prins ocazia să se apropie de miresele care au fost sacrificate. Ele i-au dezvăluit un adevăr surprinzător. Nu! Eric nu este o persoană rea! El ne-a salvat viețile și ne-a protejat! Se părea că sacrificiile nu au fost cerute de regele mării. Jake fusese cel care răspândise zvonurile și și-a sacrificat proprii oameni de bunăvoie pentru a-l acuza pe Eric. Aveau chipurile îndurerate din cauza dorului față de părinți, dar le era teamă să se întoarcă într-un regat condus de o persoană prefăcută. Evelyn! Evelyn! Nu sta prea mult la mal? Dacă se usucă picioare, ești om? Mia, ascultă-mă! Ești un spion din Clatus! Stai! Și Eric e pe țărm? Trădătoare-o! Ce s-a întâmplat cu Eric? Mia, îmi pare rău! Îl voi aduce înapoi pe Eric! Doar dă-le înapoi piatra prețioasă! Să le dau înapoi, mincinoasă! Mia i-a dezvăluit un alt adevăr Evelinei. Jake fusese cel care furase piatra. Cum îndrăznește să urce pe tron înaintea mea? E imposibil! Prințul din Clatus nu avea puterea de a ajunge la tron, dar a fost gelos când Eric a primit primul piatra divină. A furat piatra propriului său regat și s-a dus în mare pentru a revendica piatra prețioasă a poporului din mare. El a rănit mulți pești nevinovați, inclusiv pe părinții Miei. Regele mării era foarte supărat, dar nu voia să înceapă un război care să rănească vieți nevinovate. De atunci, peștii au dezvoltat o ură profundă față de oameni. Adevărul a întristat-o pe Evelyn. Ea i-a promis Miei că, indiferent ce s-ar întâmpla, îl va aduce înapoi pe Eric. În același timp, în Clatus, Jake intenționa să-l execute pe regele mării în public. Pedepsește-l, e un monstru! Tăcere! În numele regelui din Clatus voi pedepsi monstrul care ne-a adus suferință. Monstrul ești tu! Fetele sacrificate sunt în viață! Evelyn a reușit să aducă la țărm miresele trimise ca ofrandă. Fetele au demascat înșelăciunea lui Jake. Tot el a furat și piatra divină din Clatus. Am fost înșelați cu toții! Nemernic înșelător! Nu mai sunt Jack cel slab. Evelyn, salvatoarea mea! Lasă-mă! Nu face ceva prostesc. Jake obținuse piatra divină a regelui mării. Nu-i mai era frică de nimic. Vino aici! Uită-te la aspectul lui jalnic. Evelyn se uita cu tristețe la corpul rănit al lui Eric. Îmi pare rău, Eric, nu sunt demnă! Nu plânge. Îmbânzește puterea. Ea a încercat să se calmeze și să caute puterea lui Jake. Însă puterea pe care o deținea Jake era incredibil de întunecată, lipsită de lumina bunătății. Așadar, care sunt ultimele tale cuvinte? Pașii lui Jake se apropiau cu fiecare clipă ce trecea, umplând de teamă inima lui Evelyn. A încercat să-l oprească cu ajutorul unei bariere magice. Cele două pietre prețioase sunt ale mele, nu sunt Jack cel slab care eram înainte. Cuvintele lui Jake au trezit-o pe Evelyn și a dat seama că puterea nu era a lui Jake, ci a celor două pietre prețioase. Prin urmare, ea nu trebuia să-l îmblânzească pe Jake, ci pe cele două pietre prețioase. Pietrele încă mai emanau o lumină slabă. Din fericire, nu fuseseră corupte în totalitate. Nu! Puterea orbitoare a celor două pietre prețioase a plecat din corpul lui Jake. Maleficul prinț a dispărut pe fundalul strigătelor sale de agonie. Îmi pare rău! Îmi pare rău, Eric! Darul tău, războinică puternică. Și darul tău! Perfidul Jake fusese pedepsit, iar poporul divin spera ca Eric să urce la tronul regatului Clatus. Regele Mării a fost de acord să-i ajute dacă întâmpinau dificultăți. Pietrele prețioase trebuiau să-i rămână unui rege demn. Deși răul fusese învins și Eric se însănătoșise, misiunea războinicei pașnice nu era încă completă. La revedere, Eric! Regele Mării s-a întors la zilele lui solitare. Avem un intrus! Eliberează-mă! Cine e? Te salut, rege al mării! Ești la fel de înverșunat ca întotdeauna! Bine ai revenit! Se părea că misiunea fiecărui războinic dura până la vârsta de 25 de ani. Evelyn își îndeplinise datoria și se întorsese în ocean pentru a-și continua povestea de dragoste nefinalizată cu regele mării Eric. Iertarea este un lucru bun, dar iertarea unei trădări este întotdeauna o greșeală. Nunta dintre Sofia și Cooper era cuprinsă de o mare bucurie. Ea era prințesa regatului mării, nu se îndrăgostise niciodată și își dorea să găsească pe cineva demn de ea. Iar el era un prinț talentat, incredibil de bogat, drăguț și politicos. Se opune cineva acestei căsătorii? Eu mă opun! Lucrurile s-au înrăutățit când a apărut rivala Sofiei, prințesa Pădurii Verzi. Cum îndrăznești să-mi distrugi fericirea, Grace? Astăzi trebuia să aibă loc nunta mea și Cooper trebuia să fie mirele meu. Naivele mele micuțe! El le oferise dragostea, ceea ce le făcea să vrea să se mărite cu el. Visau la o iubire deplină, dar în schimb au primit o umilință de neuitat. Nenorocitule, tu ai fost cel care a răspândit zvonurile ca să mă aduci aici. Emoțiile puternice ale iubirii pasionale și durerea din cauza trădării le-au determinat pe fete să reacționeze agresiv. De ce plângeți? Dacă nu eram eu, era oricum altcineva. Deoarece era un prinț înșelător, Cooper știa să se ducă și să fure inimile prințeselor inocente. Abonați-vă la WOA Fairy Tales pentru a descoperi povestea. Avery era barmaniță într-o tavernă de lux. Cu aspectul ei simplu și atitudinea rece, indiferentă, părea invizibilă pentru toată lumea. Pe măsură ce a crescut, a devenit tot mai indiferentă, luându-și slujba plictisitoare de barmaniță. Taverna avea un client fidel, pe prințul Cooper. În fiecare lună venea la tavernă, la întâlnire cu câte o prințesă diferită. Avery îl disprețuia pe Cooper pentru că îi amintea de tatăl ei. Tatăl ei o abandonase pe mama ei și pe ea pentru o altă femeie. De atunci și-a pierdut încrederea în dragoste și s-a retras într-o viață plictisitoare. Din cauza disprețului ei profund, Avery a încercat de multe ori să-l demaște pe Cooper, dar nu a reușit. Dar poate că norocul avea să iasă în cale de data aceasta. Știi ce mi-a spus? Fără tine, viața nu ar mai avea niciun sens. Așa că te rog, căsătorește-te cu mine. Oh, ce nenorocit! Avery li s-a alăturat și le-a dezvăluit faptele înșelătoare ale lui Cooper din trecut. Asta e prea mult! Avem nevoie de cineva care să-l facă să sufere și să simtă și el ce înseamnă trădarea. Dar cine? A amăgit aproape fiecare prințesă din lume. Încă nu pe toate prințesele. Deși Cooper vizitase taverna de multe ori, n-a observat-o niciodată pe Avery. Pentru el, ea era doar o fată simplă și invizibilă. Așa că o vor transforma în iubita perfectă și îi vor da o lecție. Pentru cineva care e obișnuit să obțină tot ce-și dorește, Cooper va fi impresionat de o prințesă arogantă. Fii misterioasă, dar fii și supusă la momentul potrivit, ține minte! Prima întâlnire dintre Cooper și Avery a avut loc din nou la tavernă. Sofia și Grace i-au dat pe ascuns lui Cooper o băutură misterioasă care îl făcea să se comporte prostesc. Știi ceva? Ești foarte atrăgătoare. Ești nebun. Ce-i asta? Așteaptă un minut. Conform planului, acesta era momentul în care apărea Avery, lăsându-l pe Cooper uluit printr-o singură privire. În zilele următoare, Cooper a încercat în continuu să iasă cu Avery la întâlnire. Avery menținea o atitudine imprevizibilă față de Cooper. Uneori prietenoasă și deschisă, alteori rece ca de gheață, derutându-l. Cooper înnebunea pentru că niciodată n-a mai depus atât de mult efort. Haide, Avery! Când vei fi de acord să ieși la o întâlnire cu mine? Cu tine? Nu mai știu ce e adevărat. Ce trebuie să fac pentru a-mi dovedi sinceritatea? Chiar vorbesc serios. Deodată a apărut un hoț, iar Cooper s-a dus imediat să o protejeze pe Avery. Avery a pretins că e impresionată și a acceptat cea de-a 100-a mărturisire de dragoste. Planul era pe cale să atingă succesul perfect. Avery și complicele ei râdeau de prostia lui Cooper. Cu toate acestea, lucrurile nu erau atât de ușoare precum credea ea. Cooper era foarte drăguț și cu adevărat grijuliu. Îi păsa în mod real de interesele ei și avea grijă de ea la orice pas. Au petrecut multe nopți discutând într-una. Avery își tot amintea că era doar o piesă de teatru, iar el era un răufăcător. Amintește-ți cine e cu adevărat. Revino-ți! Într-o noapte neașteptată... Ai grijă, Avery! Oh, nu, Cooper! Avery l-a prins și l-a ajutat, tratându-i rana. În acel moment emoționant, cererea în căsătorie se afla chiar după colț. Avery se pregătise pentru o replică sentimentală pe care el ar fi spus-o altor nenumărate fete. Însă... Avery, știu că sunt îngrozitor, dar pentru tine mă voi schimba. Vreau să fiu demn să trăiesc alături de tine. Haide, vreau să îți arăt ceva. În copilărie am fost grav bolnav și riscam să părăsesc viața de vreme. Mama mea a făcut o înțelegere cu un demon pentru a-mi oferi mie anii pe care mai avea ea de trăit. N-am putut suporta. Și mi-am vândut sufletul demonului ca mama mea să renască. Am jurat că voi deschide porțile și voi aduce demonul în lumea muritorilor, folosind ca ingredient principal inimile frânte ale prințeselor. Am deja suficiente ingrediente pentru a construi poarta, dar am decis să nu o mai deschid. Pentru că acum te iubesc pe tine. Vreau să trăiesc alături de tine pentru totdeauna. Sunt adevărate aceste cuvinte? Avery începea să creadă că planul ei de răzbunare nu mai era o opțiune atât de bună. Poate că dezvoltase sentimente pentru Cooper. Ea le-a spus totul Sofiei și lui Grace. Fantastic! Cu această dovadă îl vom băga la închisoare. Și vom veni la nunta lui purtând și noi rochii de mireasă. Nunta dintre Cooper și Avery a fost splendidă. Prințul înșelător și-a găsit în sfârșit drumul în viață. Sofia și Grace s-au infiltrat pe ascuns la nuntă pentru a asista la finalul perfect al planului lor. Mulțumesc că mi-ai dat șansa de a mă schimba. Te rog, lasă-mă să te iubesc pentru tot restul vieții mele. Avery devenea din ce în ce mai confuză. Dacă ar fi continuat să-l mintă în acel moment, nu ar fi fost cu nimic mai bună decât el. I-a strâns din dinți și a dezvăluit adevărul, că totul făcea parte dintr-un plan de răzbunare al mireselor trădate. Mirese trădate? Ah! Te vei căi la închisoare! În mod ironic, soarta l-a pedepsit aspru pe Cooper. Cea pe care o iubea nu putea să fie cu el, iar ea l-a făcut să guste o suferință imensă. De ce plângi? Deodată, demonul a distrus nunta și și-a dezlănțuit furia. Se părea că unul dintre slujitorii demonului îl privea în secret pe Cooper și știa că și abandonase planul de a deschide poarta infernului. Prin urmare, minionul a dus poarta infernului la nuntă și a finalizat construcția. Demonul a decis să-l pedepsească pe Cooper. Grace și Sofia au chemat creaturile mistice din ocean și pădure să se alăture bătăliei. Însă Cooper cel întunecat era prea puternic și nu puteau să-l învingă. Văzându-l pe Cooper corupt și îndurerat, Avery și-a dat seama că într-adevăr dezvoltase sentimente pentru el. Eu cred în tine, nu te pierde. Aceste cuvinte l-au făcut să-și amintească de momentul în care mama lui a murit. Ce-ar vrea mama mea să devin? Devin-o cine vrei. Atâta timp cât trăiești cu integritate și îi tratezi pe ceilalți cu respect, asta mă va face mereu mândră de tine. Nu te pierde pe tine însuți, copilul meu. În acel moment, Cooper a văzut imaginea mamei sale în Avery. O persoană păcătoasă ca tine merită să vină în infern cu mine. Nu, Cooper! Dar Cooper a ales să-și spășească greșelile. Cioburile inimilor frânte s-au împrăștiat și s-au întors la miresele înșelate. Mai era o bucată de inimă pe care o dăruise celei pe care o iubea. După toate acestea, Avery a început să ducă o viață fericită, fiind gata să simtă din nou dragostea. Din când în când își amintea de Cooper și de faptul că adevărata bunătate poate să schimbe totul. I-a ales întotdeauna să trăiască o viață corectă. Clanul Fânix de Foc este cea mai nobilă specie. Acești oameni reprezintă viața și nașterea. Ei protejează toate celelalte specii. Lacrimile lor pot vindeca orice rană. Clanul Fânix de Foc posedă nemurirea. Pe măsură ce sunt pe cale să moară, aceste ființe emit flăcările fânixului. Un fânix de foc nou-nouț se ridică din nou din cenușă. Enia este prințesa Fânix de Foc, o tânără mândră, vicleană și competitivă. Cu toate acestea, Enia are totuși o latură bună. Ea cunoaște datoria clanului de foc Fânix și este întotdeauna gata să ajute alte ființe. Cine este ea? Cum aș putea să fiu cu ea? Ei îi plac doar oamenii care s-au abonat la canalul WOA Fairy Tales. În ciuda faptului că are mulți admiratori, Enia îl iubește doar pe Arctic, prințul clanului Fânix de Gheață. Deși persoanele Fânix de Foc nu se căsătoresc cu persoane din afara clanului lor, Enia își dorește să fie cu Arctic. Regina Ignes trebuie să-i îndeplinească dorințele fiicei sale. Nunta prințesei Fânix de Foc a rănit multe inimi. Mi-a spus că un corp ca mine nu este demn de ea. Însă Enia nu știa că Arctic a găsit o modalitate de a controla renașterea fânixilor de foc. El a atacat clanul în timpul recepției, la doar câteva zile după nuntă. Clanul Fânix de Foc nu și-a imaginat niciodată că abilitatea lor de a renaște ar putea fi suprimată atât de ușor, sau că ar putea fi atacată din interior. A fost înfrânt de îndată. E vina mea! Dacă nu aș fi insistat să mă mărit cu el... Nu e momentul. Magnificul regat Fânix de Foc a fost complet eradicat. Într-un moment critic, Regina Ignes s-a sacrificat pentru a-și salva fiica. În mod ciudat, ea a plecat fără ca flăcările să se aprindă pentru a renaște. Nu mai fi tristă, draga mea soție. Te voi lăsa să trăiești. Întoarce-te la mine. Niciodată! Fiind respins, Arctic și-a atacat fără milă propria soție. În timp ce Arctic încerca să stingă flăcările, Enia a zărit vag pe cineva care a protejat-o. Apoi a leșinat fără să vadă mai multe. Dar Enia a rămas nevătămată, poate datorită celui care l-a împiedicat pe Arctic să-i stingă flăcările Phoenix. În mod straniu, palatul Eniei părea netulburat și... Bună dimineața, Enia! Cum e posibil? Stop! Te-ai întors în trecut înainte de nuntă, dar trebuie să păstrezi secretul. Tu cine ești? Eu sunt Cavalerul Nopții. Deja are cineva numele acesta? Atunci, eu sunt doar Cavalerul. Enia, prințesa arogantă, se îndoia în mod natural de misteriosul cavaler. Era hotărâtă să investigheze atacul lui Arctic. Fără ca Enia să știe, Arctic a infiltrat în Palatul Phoenix de Foc numeroși complici, iar ea a căzut repede într-una dintre capcanele lor. Ți-am spus să păstrezi secretul! Este foarte, foarte periculos! Nu înțelegi? În acel moment, Enia nu mai putea să nu creadă cuvintele enigmaticului cavaler. Flacăra Phoenix de foc a trimis-o într-adevăr pe Enia să renască în trecut. În mod ciudat, regatul Phoenix de foc din trecut era guvernat de un consiliu, iar mama Eniei nu exista. Totuși, Enia trebuia să prevină atacul iminent al lui Arctic. Nu putea să-l acuze pur și simplu pe Arctic. El avea legături puternice cu oficialii clanului Phoenix de Foc și nimeni nu i-ar fi crezut povestea. Pentru a aduna dovezi, prințesa a decis să-l urmărească pe Arctic când se întorcea la el acasă. Și astfel i-a descoperit planul. Arctic disprețuia clanul Phoenix de Foc, deoarece era la conducere și avea capacitatea de a renaște. Căsătoria lui cu Enia era un plan pentru a se infiltra și a-i ataca din interior. Vom ataca în timpul recepției trimișilor cerești la câteva zile după nuntă. Atunci vor fi distrași. Cine e acolo? Din cauza unei mișcări neglijente, Enia aproape a fost prinsă. Din fericire, a fost salvată. Nu e nimeni aici. Căutați mai bine! Nu e greu de ghicit cine a salvat-o pe prințesa Phoenix de Foc. Ești prea neglijentă. Nu te amesteca în treburile mele. Însă Enia renunța treptat la aroganță. Hei! Mulțumesc! Dar cine ești? Ești ciudat! Aflând planul de atac al lui Arctic, Enia a început să facă un plan pentru a-l opri. În fiecare noapte se antrena în secret. Iar asta îi cauza adesea probleme din cauza incapacității ei de a-și controla puterile. De fiecare dată, misteriosul cavaler venea să o salveze pe Enia. De ce nu zbori? Am uitat cum să zbor. Oferă-ți timp. Rămâi calmă. Foc! Ți-am spus să rămâi calmă. Cine poate să fie calm? Stai deoparte. Oferă-ți timp. Rămâi calmă. Foc! Transformarea Eniei progresa. De asemenea, ea a început să-l îndrăgească pe enigmaticul cavaler, singurul căruia îi păsa cu adevărat de ea în această lume. Clanul va fi în continuare atacat în timpul recepției trimișilor cerești după nuntă și încă nu am nicio dovadă. Va trebui să așteptăm până în acea zi ca să-l prindem în flagrant. Va trebui să pretinzi că te vei mărita cu el. Trebuie să plec. Acestea fiind spuse, prințesa Phoenix de Foc încă trebuia să se mărite cu Arctic. Enia nu voia, dar făcea asta pentru că era tot mai aproape de reușită. Însă Enia nu se aștepta să... Mirele a dispărut, nu-l găsim nicăieri. Arctic a atacat regatul Phoenix de Foc în timpul nunții. Incidentul în care Enia era aproape să fie prinsă l-a făcut suspicios și, astfel, și-a schimbat planurile. Cavalerul misterios a apărut din nou pentru a lupta alături de Enia. Cu toate acestea, clanul Phoenix de Foc a fost înfrânt încă o dată din cauza atacului neașteptat. Nici să nu te gândești la asta! Enia încă putea să-l învingă cu flăcările ei Phoenix, dar Arctic era prea puternic și stingea cu ușurință toate flăcările Eniei. Prințesa noastră a fost învinsă rapid. Și în acel moment, Arctic era pe cale să-i pună capăt Eniei încă o dată. Puțin cam târziu, nu am putut să ajung la timp. Eniei nu-i venea să creadă că misteriosul cavaler era de fapt... Corvin? Prințul Corb a fost prezent la recepția trimișilor cerești și era cel care a salvat-o pe Enia înainte. El a fost cuprins accidental de flăcări și a renăscut în trecut împreună cu Enia. Mi-a fost teamă că mă vei respinge. Am fost nevoit să-mi asum identitatea de cavaler ca să te ajut. Enia nu mai simțise niciodată atâta durere. Toți cei pe care o iubea se sacrificau pentru ea, dar eforturile ei de a se întoarce din nou în trecut nu mai aveau niciun efect. Așadar, îți pot da o șansă, întoarce-te la mine. Lasă-mă! Nici eu, nici lumea din jur nu poate suporta. Lasă-mă! Enia nu voia ca cei dragi să mai sufere. Bună, fiica mea! Mamă? Se părea că, în trecut, Regina Phoenix de Foc și-a sacrificat abilitatea de a renaște și a transformat-o în abilitatea de a-și trimite fiica înapoi în timp. A făcut acest lucru pentru a-i oferi Eniei șansa de a salva întregul regat pentru a-și corecta greșelile. Ai îndurat destule. Îmi voi sacrifica sufletul pentru a te învia pentru ultima dată. Dar dacă vei face asta, tu, mamă, vei dispărea și nu te vei mai putea reîncarna. Dar nici tu nu ai putea să mai renaști. Încearcă să trăiești fericită. Nu, mamă! 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 Fără Arctic, armata Phoenix de Gheață a fost înfrântă cu ușurință. Enia își îndeplinise misiunea. Enia? Am crezut că... Enia nu mai putea să renască, dar asta însemna că putea să rămână alături de Corvin, să îmbătrânească și să fie fericită alături de cel pe care îl iubea. Aceasta era Morgan, sora mai mare și sâcâitoare a regelui Arthur. După ce s-a întors în Gaul cu domnul Acolon, a avut ocazia să-și atingă propria soartă, o soartă pe care nu o putea evita. Acolon, patul acesta e prea mic. Vreau unul mai mare. Acolon, nu mi-ajunge micul dejun. Vreau să mai mănânc ceva. Acolon, vreau să... Nu mai vorbi într-una. Poți să mergi oriunde vrei și să faci orice vrei. Sunt ocupat. Hei, am zis ceva greșit? În locul acesta e o grămadă de aur. Chiar dacă iau puțin, n-o să-i pese nimănui. Ai auzit? Du-mă la comorile castelului. Cu un asemenea caracter, nimeni nu voia să o supere pe Morgan și să primească reclamații într-una. Lui Morgan nici nu-i trecea prin cap ce o aștepta acolo. Minunat! Acum pot să fac orice vreau! Arthur e un nesuferit. Eu sunt sora regelui, dar nu am fost tratată niciodată așa. Acolon e atât de drăguț. O cameră subterană secretă, ascunsă sub castel, cu lumini fermecate apărând în continuu și urându-i bun venit lui Morgan. În această vistierie e o cameră secretă la subsol. Trebuie să fie mult mai prețioasă decât comorile de aur și argint pe care le-am văzut. De unde se aud vocile acestea? Plecați de aici, nu mă speriați! Ce fel de demon se sperie și o iau la goană? În fața domniței noastre era doar un loc întunecat și singuratic, unde un obiect mic și strălucitor i-a atras imediat atenția. Se pare că adevărata comoară era aici. Morgan era nerăbdătoare să atingă inelul straniu. Morgan! Unde e logodnica mea? Nu e aici? Prințule, prințesa ne-a spus să nu ne mai uităm după ea, așa că nu știm când a dispărut. Bine, du-te să o cauți în curte. Eu mă voi duce în camera mea să văd dacă nu e acolo. Acolon nu știa că doar ce ratase intrarea în subteran. Dumnezeule! Corpul meu! Deodată, chipul lui Morgan a îmbătrânit, iar ea a înțeles că dacă acel inel îi oferea tinerețe și frumusețe trupului și chipului, trebuia să-i dea la schimb ceva. Ah, deci așa e! Inelul absoarbe forța vitală a stăpânului ca să mențină magia, sau absoarbe viața celorlalți ca să își revitalizeze stăpânul. Grozav! După ce a căutat-o peste tot, prințul Acolon nu avea nicio idee unde ar fi putut să fie Morgan. Unde a fugit când am nevoie de ea? Am o grămadă de treabă. Morgan! Tu ești Morgan? Bineînțeles! Zâna frumoasă Morgan, eu sunt! Cum de... Vrei să îți transformi trupul într-unul plin de mușchi, la fel cum au eroii? Te pot ajuta, dar trebuie să îmi promiți ceva. Spune odată! De acum înainte, trebuie să mă susții în absolut tot ce fac. De asemenea, averea ta e și a mea. Toate comorile vor fi în întregime controlate de mine. Ce spui? Bine, asta e prea simplu pentru mine. Bun. Asta e pentru tine. Asta e chiar grozav. Mi-am dorit dintotdeauna să am un asemenea corp. Îți mulțumesc. Bine. Am auzit că mă căutai? Așa e. Voiam să discut cu tine planul meu de a te prezenta pe tine ca logodnica mea. Îți voi face cunoștință cu nobilimea din Gaul. Bineînțeles. Toată lumea ne va invidia de acum înainte. În ciuda înfățișării frumoase, sufletul lui Morgan era în continuare hidos. Deși stăpânea magia transformării, se vedea doar pe ea frumoasă și îi privea de sus pe ceilalți oameni. Liniștește-te, te rog, nu te voi lăsa flămând. Acesta este mai tânărul prinț Acolon? După ce a călătorit odată în Camelot, s-a schimbat atât de mult? Uimitor! Grozav! Vreau și eu să fiu ca ei. N-aveți cum să fiți la fel de norocoși ca mine. De ce a fost norocul de partea lui Acolon? Nu merită asta. De când s-a întors din Camelot, războiul civil pentru tron a fost de partea lui. Să fie oare frumoasa logodnică de lângă el? Bună, prințesă! Tu trebuie să fii minunata logodnică a prințului Acolon. Bună! Tu ești? Permite-mi să mă prezint. Numele meu este Prințul Alistair, fratele lui Acolon. Deci acest om se numără și el printre cei care țintesc tronul lui Acolon. Îmi pare bine să te cunosc, domnule. Eu sunt Morgan, logotnica lui Acolon. Prințesa Morgan, tu ești cea care l-a schimbat pe Acolon într-un bărbat adevărat? Nu înțeleg ce vrei să spui. Prințesă, Acolon nu gândește prea mult, nu are ambiții sau vreo dorință să facă lucruri mărețe. Și nici nu are curaj să ia decizii importante. Ce ai zice dacă ai rămâne alături de mine? Inelul îmi absoarbe iar energia vieții. Nu e bine. Câtă vreme vii cu mine, nu va mai trebui să-ți faci griji niciodată despre aur, argint, bogății și comori. Omul ăsta vrea să se lupte cu Acolon, așa că hai să-i punem energia în inel. E nevoie ca și mulțimea să afle ce putere am. Mă bucur foarte mult că mă apreciezi. Ești într-adevăr o persoană isteață. Prințul Acolon a văzut din întâmplare imaginea logodnicei sale apropiindu-se de fratele lui. În fața unei asemenea situații, nimeni nu s-ar fi putut stăpâni. Însă, nimeni nu ar fi putut să prevestească ce urma să se întâmple. Morgan, ce e asta? Prințul Alistair avea de gând să-l detroneze și să-l distrugă pe Acolon, logodnicul meu. Asta înseamnă că s-a pus și împotriva mea. Vreau ca toți să știe cum vor sfârși dacă vor să ne confrunte pe mine și pe Acolon. Acolon, de acum înainte nimeni nu va îndrăzni să ne mai confrunte. Cum mă vei răsplăti? Morgan, greșești, nu asta am vrut. Acela este inelul. Inelul acela blestemat i-a strigat numele. Acel inel te-a transformat într-o persoană atât de rea? Dă-ne înapoi inelul blestemat, îți vom cruța viața. Să-l dau înapoi? Inelul m-a ales pe mine să-i fiu stăpână. De ce să-l dau înapoi? Atunci va trebui să-l luăm noi înapoi, cu orice preț. Fără îndoială, răul nu învinge oriunde și oricând. Soldații curajoși au înaintat în marș pentru a învinge demonul din fața ochilor lor. Însă, forța umană nu se putea compara cu cea a întunericului. Asta nu e bine? Inelul a corupt-o atât de mult? Corect! Ochii ei sunt negri când se află sub efectul inelului. Și de fiecare dată când vorbește cu mine, e adevărata Morgan. Morgan, destul! Acolon, e grozav că ai ales să mă susții în cele din urmă. Nu, nu sunt de acord cu faptele rele. Nu, nu atinge inelul! Pentru a învinge răul, merită să mă sacrific. Acolon! Acolon! Ne vom aduce aminte întotdeauna de sacrificiul eroic al prințului Acolon. Va rămâne mereu un model de urmat. Prințesa Morgan, în semn de recunoștință pentru sacrificiul nobil al prințului Acolon, îți vom cruța viața, dar nu vei mai pune piciorul în Gaul niciodată. Acolon, nu! La petrecerea în care urma să fie prezentată, Morgan a eșuat. A fost izgonită din Gaul. Prințăra, ne-ai ucis prințul! Aduni-l înapoi pe prințul Acolon! Pleacă de aici! În fața insultelor aduse de oameni, Morgan a fost nevoită să îndure stigmatizarea și abandonul societății. Știa prea bine că acela era sfârșitul celor vicleni. Acolon! Ce se va întâmpla cu Morgan? Cum va arăta viața ei de acum înainte? Nimeni nu ar fi putut să ghicească, pentru că, în cele din urmă, tot ce i se întâmplase lui Morgan și inelul blestemat nu ar fi putut să o oprească, deoarece inelul o alesese pe Morgan să-i fie stăpână. Suntem împreună din nou, Acolon! Mai departe, ar trebui să ne întoarcem înapoi în Camelot?